Fermierii din județul Sălaj, membri ai Asociației OVIS, s-au întâlnit miercuri 8 noiembrie pentru darea de seamă privind activitățile asociației, dar și pentru discuții și dezbateri ale problemelor pe care fermierii le întâmpină. Au participat la întâlnirea anuală a Asociației OVIS Sălaj, atât oficiali ai administrației publice, cât și conducători de instituții descentralizate din domeniu. Prezent la manifestare, doctorul în zootehnie Ioan Cherecheș i-a prezentat câteva din produsele fermierilor sălăjeni. Totodată, Ioan Cherecheș a afirmat că, foarte curând, cei interesați vor putea achiziționa produse de o foarte bună calitate direct de la magazinul asociației. Bună ziua, bine v-am găsit! În această zi ne-am gândit să avem o întâlnire de lucru cu crescătorii de oi de la Asociația OVIS Sălaj. În condițiile date, am dorit să facem și o prezentare de produse tradiționale obținute de către crescătorii de oi de la Asociația OVIS Sălaj. Avem brânză telemea, avem cașcaval, avem vișli, avem brânză sărată. Sunt bunătăți care sperăm că în perspectiva apropiată o să le găsiți în magazinul Asociației OVIS Sălaj, Cooperativa Ardealul.